În a treia zi a postului Sfintelor Paști, doi preoți din Episcopia Basarabiei de Sud au fost hirotesiți într-un duhovnic. Aceștia au trecut examenul organizat de Centrul Eparhial și vor putea oficia de acum taina Sfintei Spovedanii. În paraclisul Învierea Domnului al Centrului Eparhial din Cahul, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a hirotesit doi duhovnici. Ierarhul i-a îndemnat pe preoți să țină cont de vârsta și maturitatea duhovnicească a credincioșilor chemați spre îndreptare. Ați văzut și în rânduiala din Moletfernic, așa cum ați văzut și în alte studii publicate pe această temă, noi trebuie să avem foarte mult descernământ în scaunul de spovedanie ca să legăm și să dezlegăm păcatele, ca să iertăm greșelile celor care vin să se spovedească, ținând cont de maturitatea lor, de vârsta pe care o au, ținând cont de experiența de viață pe care o au și de prevederile canonice. Și aici v-aș ruga să puneți la inimă canonul 102 Turlan, în care se vorbește despre maestria duhovnicului. Duhovnicul trebuie de fiecare dată să urmărească mântuirea credincioșilor. El trebuie să analizeze fiecare situație cu multă dragoste, cu multă smerenie, cu multă înțelepciune și să se străduiască ca să nu dea canoane foarte mari și grele celor care vin să spovedească, dar nici să nu fie foarte indulgent atunci când sunt situații și duhovnicul trebuie să intervină. Clericii au primit din partea Preasfințitului Părinte Veniamin o cruce de binecuvântare și un molitfelnic.